Neabon. Mai e acolo și acel schelet? Stai. Așa, da. Asta. Schelet Nada. Bun, bun. Ok, merge treaba. Vreau să mai explorez chestii, să văd ce e pe acolo. Huh. Interesant, nu mai e niciun schelet. Bun, mugurele, hai că trebuie să mergem în locuri șmechere. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plac chestiile care vă plac. Shit, sunt scheleți iarăși. Peste tot, ăștia sunt ciuperci. Bun. Dacă orașul ăla e în partea asta. Ok, liniște, trebuie să mă concentrez pentru că degeaba am cerut ajutor, pentru că eu oricum... Am cerut ajutor? Nu mai știu. Dar dacă am cerut, degeaba am cerut, pentru oricum, cum nici măcar n-am uploadat video la ca să pot să mă uit. Fuck. Shit. Nu-mi place locul ăsta, chiar deloc. Sincer să fiu, uluresc. Oh, shit, stai. Mate. Nu mate gen matematică, ci mate japanez stuff. Știți voi, exotic, chestii de-astea. Urc aici, măi, cal tâmpit. Așa. Vezi să nu te lovești de vreun cactus, pentru că știu că ai tu niște apucături de-astea tâmpit. Oh, Doamne, aproape că mi-e milă, dar nu mi-e, pentru că sunt un nenorocit. Poate să moară de 10 ori și tot nu o să-mi pese. Bun, dacă aici e ăsta, ok, oh, shit, stai, cal, ușor, easy, man. Deci nu se mai regenerează, de obicei se regenera, nu? Bun. Refac drumul. Aici așa e un deșert, mititel deșert. Nu e foarte mititel. De fapt, e chiar mititel. De fapt, nu mai știu cum arată un deșert pe Minecraft, pentru că de mult n-am mai găsit unul pe nicio serie. Bun, și aici așa e celălalt orășel. Ah, stai. Stai puțin, ăsta e orașul. Ah, fuck. Credem că e celălalt, ăla cu fântâna în care am băgat calul ca să... Nu, e celălalt. Celălalt. Bun, ăsta e interesant. Nu chiar gropi pe... Oh, Doamne, ferește! Uitați-vă și voi prin ce locuri sunt obligat eu să merg cu acest cal. Care are lag, care... Sare, mă, așa. Care e culmea cu calul ăsta, e teroare, frate. Ah, bun, și acum în direcție... Ok, gata, am tot... Ce-mi trebuie, știu pe unde trebuie să merg ca să ajung acasă, trebuie să trec întâi de prăpastia aia stupidă. Așa, e nevoie de un pic de orientare și găsești drumul către orice cărare. Hei, și-am zis cărare numai ca să rimeze, sincer nu-mi pasă de vreo cărare, eu vreau să ajung acasă. Dar acolo așa ce e, văd niște nisipi în șiet, aici o câmpie stupidă cu o grămadă de flori. Oh, nu e o floare de aia care... Mă interesează pe mine pe undeva? Stai, am mai fost în direcția asta. Dar nu din partea aia am venit. Poate că nu. Poate undeva în partea aia. Stai să mă uit mai bine la acel oraș, că... Găuri? Că e cam nasol. Știu că erau niște locuri în care erau niște copaci căzuți, da? Și pe acolo am zis, bă, simplu. Da, acum văd că am mai văzut niște copaci căzuți, m-am dus în direcția aia... Și uite, știu că am venit prima dată și am văzut copaci de ăștia, like, what the fuck? Și am mers, și am mers și am dat de oraș, nu? Poate că așa am făcut. Ai, mă, ce mai ai acum? Of, oh, da, într-adevăr, te apucă boala. Păi, ce să-ți dau eu ție de mâncare, că nu am. Și n-aș vrea să mori pentru că n-a, ești rapid. Sincer... Mai sunt o grămadă de cai prin unele locuri. Bun, ia stai că... Oh, ia stai. Locul ăla îmi pare cunoscut. Nu e același baiam cu ăla de la mine de acasă, cu florile, cu... Oh, shit, găuri. Dacă ăla e, înseamnă că a mea casă e undeva în cealaltă direcție. Stai, să mă uit la oraș din partea asta. Ce mai e? Băi, Doamne, feri! Da, cred că asta e. Așa, cobor ușor. Și acum
Și acum mergi pe aici prin apă. Măcar nu mai e la goană în direcția în care vrea el, nu-i? Măcar. Dacă nu te-ai lovit și de chestiile astea, ce? S-a schimbat? Mi s-a părut că a dispărut floarea de... Bă, nu fi nebun, nu te întoarce. Hai că te-am vorbit de bine, mugurele, hai, te rog eu. Nu mă enerva că după aia nu o să mai fii mugurel, o să fii un biciclențiu pe aici și așa tu nu o să mai fii mugurele, m-ai înțeles? Deci m-ai enervat, te-am scalpat și te-am înlocuit. Taie partea cu scalpatul să nu vină PETA la mine să zică că... Animal cruelty, ăsta, animal abuse. E o lume foarte stupidă asta în care trăim. Vine epidemia peste noi, iar în America oamenii se ceartă de la religie, se ceartă de la feminism, se ceartă de la orice căcat. Și sunt, oh shit, Doamne, feritus, Paștele, mătii, și în America sunt o grămadă de oameni proști, știi? Cei în România cred că nu-i nici jumate cei în America, bun. Acolo e și mai multă populație, deci te aștepta să se întâmple așa ceva, dar sunt proști mulți, man. Proști, Doamne. Nu proști în sensul de, nu știu, să facă matematică. Proști, pur și simplu, nu judecă, tâmpiți la cap, man. Nu știu, e... What? Stai, unde-i calul? What the fuck? What the fucking fuck? Game crash? Cal lipsă. Pana mea, ce se întâmplă aici? Ce căcat e ăsta, mă? Unde-i mie calul? Poate l-a dat puțin mai în spate decât cu crash-ul sau... No, n-are cum, man. What the fuck? Cal? Mugurele? Mugurele, unde ai dus, tata? Fucking hell. Nu mă aștept să fie acasă. De ce ar fi acasă? Ha. E frumos când vorbești. Și mai vorbești puțin. Jodată jocul, pac. Crash. Pf, ok. Nu e prima dată în viața asta când mi-a dat crash Minecraft-ul fără nicio problemă. Așa e. Pșum. Direct. Crash. Ok. Și apoi când am intrat la loc, pac, fără cal. E bine, asta nu s-a mai întâmplat, fără cal, pentru că nu prea am avut cal. Dar ce? Ce căcat e ăsta? Niște copaci de bambus, mă, ești nebun? Chiar aici, dar pe ăștia nu i-am văzut până acum. I-ați văzut vreodată pe aici? Eu nu i-am văzut. Așa, o să iau de pe aici, cred. Că o să arunc quicksand-ul ăsta. Așa. Bă, nu știu, ăștia au fi crescut pe aici și aia, dracu, știe. Sunt mai supărat de cal, frate, pentru că nu-l am și nu știu unde dracu s-a dus. Nu spune că va trebui să fac rost de alt cal la un moment dat. Cel puțin am găsit drumul spre casă, foarte rapid. Doamne. Ce cărți am pe aici, oare? Enchanted. Ah, Fortune. Astea de unde le-am luat? De ce am le-am la mine acum? Adică nu înțeleg. Le-ai fi luat eu în călătorie? Asta e stupid. De ce aș ocupa tot inventarul cu căcaturi de astea? Nu cred. Bun, aici și iar e o groapă tâmpită în care sunt sigur că am căzut la un moment dat. Da. Cineva ar trebui să facă ceva cu toate găurile astea. Ba, înainte să se fi băgat rivinurile și căcaturile aia nu erau așa groapă. Doamne, era așa frumos și cum o câmpie. Vai, frumos, frumos cum e aici. Acum, păstă tot. Gropi, gropi, gropi. Mai ceva ca în România. Ce spuneam? Vorbeam despre americani și cât de proști sunt unii dintre ei. Da. Nu știu, frate. Sunt unii. Unii oameni sunt bătuți în cap. Asta e ideea. Acum, nu generalizăm, ok? Dar... din câte se vede, foarte mulți americani sunt bătuți în cap și o să dea un nume prost. Pot să fac oare ceva cu asta? Nu. No. O să dea un nume prost tuturor americanilor în felul ăsta. Pink Dafloil ăsta, stai, ăsta îmi trebuie pentru... Așa, bun, Pink Dafloil am, mai trebuie Orange Cosmos și am una de aia. Clover, White Anemone nu fac nimic. What? White Dye? Nu există așa ceva pe Minecraft-ul normal, nu? Este bun mil dacă vrei să... Sau... What? Ha, ciudat.
Ciudat, ciudat, ciudat. Vreau să merg să găsesc niște clover. Nu știu dacă asta e o floare. Nu, nu. Nu. Clover, de la de pe jos. Uite. 1. And 2. Acum, nu știu care mai e un tip de floare de care am nevoie și cum o să-l recunosc. Cert e că mai am nevoie de un orange cosmos. Asta e un orange cosmos? Nu, no, asta e orange lily. Seamănă totuși. Vreau o chestie de aia să-mi pun pe cap, să fiu șmecher. Asta nu știu ce dracu e cu el, pur și simplu stă aici, degeaba nu face nimic. Uite o floare șmecheră. Ha, orange cosmos. Era unul la depărtarea aia pe acolo, pe undeva. Știu că am văzut orange cosmos. Știu că aveam orange cosmos, dar... Na, le-am aruncat pentru că nu m-am gândit că o să fac... Oh, shit. O chestie de aia. Nu știam că pot să faci una de aia, dar arată bine și vreau să o fac acum. Orange cosmos. S-ar putea să trec pe lângă flori de care am nevoie pentru... Oh, stai. Band. Ok, exotic flower band. Am, trebuie așa, violet clover, da, bun. Trebuie violet și un orange cosmos, ha? Violet, dar cum arată violet asta? Ha. Nu știu, e șmecheră, mie îmi place foarte mult. Plus că mi-aduce aminte din copilărie când la bunica mama mai făcea chestii de-astea din niște flori de-alea cu tulpina tare. Mama se pricepe la multe. Deci e o chestie spirituală, o chestie sentimentală, bla bla bla, etc. Vreau una de aia, cam asta e problema. Aha. Acum astea nu sunt violete. Pe aici așa e foarte periculos. Uite ce spun, găuri peste tot, așa mă enervează. Și aici nu cred că voi găsi violete de alea. Dar cosmos, orange cosmos, cosmos pe undeva? O, pe acolo, cred că pe acolo, nu? Asta ce e? Asta e. Na, n-am nevoie de așa ceva. Nici de astea. Fuck. Orange. Ce? Cooked fish. Stai, astea sunt cooked, nu vreau să le arunc. Așa. Asta vreau să-l arunc, n-am nevoie de chalk. Stai. Shit, se face întuneric. Și ce? Abandonăm acest plan. O să mă uit după o violetă altă dată și poate un cosmos tot la fel, numai că trebuie să văd, bă, acasă, stai, am fost acasă, nu e niciun cal acasă, ce s-a întâmplat cu calul, cred că a fost șters de pe lumea asta, nasol și foarte enervant, pentru că m-am chinuit ceva să fac rost de calul ăla, acum trebuie să mă duc să fac rost de altul, de dracu știe unde, n-am nevoie de asta, lavandă. Pe undeva, pe direcția aia, pe acolo, cred. Dar o să văd eu altă dată, când o să fac rost de un nou cal. Și sper că de data asta nu o să creșească jocul pur și simplu și să mi-l omoare, nu? Nu o să faci asta, jocule, nu? Nu, desigur că nu, ping. Ok, acum, să-ți iei promisiunea asta, înțeles? Da, sigur, da, bun. Ce fac eu aici, aman? Shit, așa ceva nu o să se întâmple. Nu o să țin asta nicio promisiune, jocul ăsta. A făcut el multe promisiuni. Tot îi zic, băi, promit să nu faci așa. Probit, pac, nu face. Cel puțin asta îmi place mie să cred. Dar probabil nu e așa. Poate totul e în mintea mea. Poate voi sunteți poate niște NPC-uri într-o lume guvernată de vreun tip care vrea să joace un joc. Sau poate eu sunt un NPC. Sau poate, ok, am mai trecut peste chestia asta odată. Hai să nu intrăm iar în detalii chestii care o să-ți dea mindfuck și lucruri de astea. Iar tu ești stupid și inutil. De ce te-am mai făcut, nu știu. Somn. Stai, găina aia e biscuit. Nu, stai, covârgel îl cheamă pe cocoș. Nu e un cocoș, e o găină. Cred că e o găină. Da, i-am zis găinușa covârgel, deci e o găină. Găină? Covârgele, unde te-ai dus? Ești pe aici? Stai că te știu eu că ești pe undeva pe aici. Te urca cumva pe casă. Nu? Îl aud pe undeva. Mă întreb dacă s-a dus pe aici și a sărit jos. Nu, stai. Pe aici pe undeva se aude ceva. Poate e după perete acolo și aici și nu am văzut-o?
What the fuck? Nu. Ah, nu e aici. Ha. Huh. Ce căcat e ăsta, mă? Unde? Ha? Huh? Poate s-a urcat în copac? A, nu e nebună la cap, nu? Se urce pe casă după aia în copac. Mă, undeva trebuie să fie cu aud, știi? Că doar ce nu e invizibilă. În copac nu e. Nu e. Acolo e un creeper și acolo un tip care se teleportează. Băi, marci dracu din fermă, mai ia uite-l, poate. Poate răsiți ceva pe acolo, de ce-ți fac? Găina. Unde e găina? În partea asta undeva o aud, dar nu știu unde e. Of, ce viață, man. Pierzi găina, nu mai... Oh, uite-o, what? The fuck? E chiar aici. E blocat. What? The fuck. Bun. Nu e bun. Ce dracu să fac? Hai să o eliberez. Deși nu mă deranja că nu putea să plece nicăieri, știi? Like, fine, 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 că poți să rămâi acolo așa fără să pleci. Acum sper să nu pleci undeva cu Virgil, ai înțeles? Ei, pierdut un cal, am găsit o găină. Cred că e un trade destul de ok. De fapt nu e, e oribil, dar măcar asta decât să pierzi calul și să nu găsești nici găina, știi? Iar ferma asta e mare și inutilă pentru că mi-e lene să culeg astea și pentru că nici nu vreau să fac toate tipurile astea de mâncare, stai. Clear, back, set, I... No. Am zis clear, deci dai clear și la aia. Toate tipurile astea de mâncare de pe aici. 10 zucchini cu prânză și cu toate chestiile. Ar trebui să aduc vaci aici ca să fac lapte, ca să fac brânză. Iar asta ce mai face? Nu face nimic. Uite. A mai crescut. Numai că mai sunt vreo câteva mecanisme de astea pentru băutura. Doamne, e greu să faci. E greu să faci o beție, frate, în jocul ăsta.